un scenariu privind o întrerupere alimentării cu energie, adică o avarie de sistem, un blackout, este oricând posibil. Și acest lucru nu l-am spus eu, l-a spus chiar ministrul apărării din Austria. Trăim niște momente fără precedent. Acum, în aceste zile, furnizorii din România renunță la licență. Este ceva ce nu s-a mai întâlnit. Eu nu cunosc o astfel de situație în care furnizorii să renunțe la licență și să-și lase consumatorii fără asigurarea cu energie. Lumea reală însă, aceasta este. O lume în care noi acum suntem expuși unor prețuri fără precedent, fără istoric, unui comportament fără precedent al operatorilor și unei situații extrem de tensionate de jur împrejurul României. La Ministerul de Interne, Departamentul pentru Situații de Urgențe, nu are realizat nici planul, nici o simulare pentru o situație de avarie de sistem. În fericire, sistemul astăzi este pregătit, o avarie, chiar dacă s-ar întâmpla, n-ar putea să dureze mai mult de 6 ore. 6 ore oricum e foarte mult. Dacă, Doamne ferește, se repetă sau trăim o situație de avarie în sistem, se va decupla și se vor izola regiuni din România. Adică nu va mai exista riscul să rămână toată România în întuneric. Noi vorbim că o să fie 100 de lei începând de la 1 ianuarie, 80 de lei și așa mai departe. Sunt anulate din prețurile de astăzi în timp ce vorbim noi. În momentul în care Parlamentul și Guvernul au luat o decizie extrem de greșită de a plafona, lăsând liber prețul la producător, prețul a crescut cu 200% din acel moment. Din acel moment. De unde scoți banii? De aceea furnizorii renunță acum la licențe, pentru că nu au atâta cash să pună jos, să cumpere energia. Și acest lucru trebuie să-l facă guvernul. Nu, guvernul nu are banii aceștia în buget.